Acest episod nu este direcționat înspre nimeni din jurul meu, din prieteni sau familie, care fumează. Este un episod pe care l-aveam de ceva vreme. Mic disclaimer. De asemenea, nu sunt sponsorizat de niciuna dintre companiile care produc tutun, companii care o să apară invariabil în acest episod. Și tot în interesul corectitudinii, nu fumez. Nu fumez de foarte, foarte multă vreme și când am făcut-o, am făcut-o cumva forțat de oameni mai mari care trebuia să știe mai bine, cărora li se părea cool că un băiețel mic de, nu vreau să spun 8 ani, că e prea deprimant, și unui copil îi se pare interesant să fumeze ca oamenii mari. Din nefericire, așa începe pentru multă lume totul, din copilărie sau adolescență, fie ca un eveniment, fenomen social, ieși afară în pauza de școală, între ore, după școală și na, toată lumea sau cei mai cool din școală fumează, așa că vrei să fii tu printre ei, trebuie să fumezi. Începe în adolescență la liceu, când ești rupt de acasă, ajungi într-un mediu nou și vrei să te integrezi între cei mai cool, pentru că așa funcționează psihologia de haită, vrei să fii printre cei mai mari și mai puternici din grupul tău social, așa că te apuci de acest obicei ca și token, ca și plată a intrării. Desigur, deja ai văzut, ai observat că în filme nu mai apare fumatul decât în filme vechi și îți dai seama imediat, mă, ăsta e film vechi sau vrea să fie edgy. Ai văzut toate reclamele negative, vezi pozele de pe pachetul de țigări, vezi prețurile extrem de mari, care se pare că nu fac altceva decât să îmbogățească prin accize statul, dar nu se oprească pe oameni din a fuma. Știi cifrele? Fumătorii au de 8 ori mai multe șanse să îmbolnăvească de cancer pulmonar decât nefumătorii, iar 90% din cei care mor de cancer pulmonar au fost cândva fumători, 75% din decesele de bronșită și emfizem sunt între fumători, 25% din decesele prin boli cardiovasculare de asemenea fumători, iar în România este a doua cea mai mare cauză de moarte, prima fiind bolile cardiovasculare, lipsa exercițiului și mâncarea prea grasă. Se estimează că la fiecare 6 minute un om moare de la fumat. Pe an se estimează că 1 milion și ceva de europeni mor, cam 4 milioane mondial, iar în 2009 se estima că moartea în legătură cu fumatul, fie de primă sau de a doua mână, va crește în lume până la 10 milioane de morți, iar în 2019 a fost făcut calculul din nou, am ajuns la 9 milioane de morți în 2019. Iar media până în 2022 a fost păstrată cam pe acolo, pe la 8-9 milioane de morți anual. Și acestea sunt morțile în legătură directă cu fumatul. Ideea pentru acest episod mi-a venit după ce am auzit pe cineva tangențial, plângându-se de faptul că are de făcut o operație importantă care îi punea nu chiar viața în primejdie, dar îl lăsa la pat la 30 ceva de ani și nu își permitea costul de 4.000 de lei pentru operație. În același timp el fuma. Există un calculator online în care poți să introduci câte țigări fumezi, de câți ani fumezi, iar eu dacă ar fi fost să fumez de la vreo 14-15 ani, ca restul tovarășilor mei care s-au apucat de fumat, aș fi cheltuit undeva la 23.000 de euro până în momentul de față, 120.000 de lei. Costul lunar al fumatului este de peste 550 de lei dacă fumezi un pachet pe zi, unii fumează mai mult, 6.612 lei anual, în 10 ani 66.120 de lei, în ultimii 10 ani nu de acum înainte, pentru că fumatul nu face altceva decât să coste mai mult, iar un calcul pe 20 de ani te duce undeva la 380.000 de lei cheltuiți pe acest obicei dăunător. Dacă ai văzut unul lângă altul colegi de clasă care s-au întâlnit pe vreo 20-50 de ani, nu ai crede că au fost colegi de bancă în aceeași generație, pentru că fumătorul arată cu 20 de ani mai bătrân decât nefumătorul. Iar industria tabacului, prin reclame, cost, produse promoționale, ne influențează foarte puternic societatea. Industria tabacului în continuare cheltuie miliarde de euro și de dolari anual pentru a crea reclame care ne arată faptul că fumatul nu este doar sigur, ci este și fain, șmecher, glamorous. Iar studiile au arătat că dacă ai început să vezi în filme oameni fumând, oameni cool care ajung pe ecran, ai mai multe șanse să te apuci de fumat în tinerețe, în adolescență. Iar vapatul, în timp ce de unii este numit ca punctea de legătură între fumat și nefumat, de alții este văzut ca punctea de legătură între nefumat și fumat, pentru că te ajută să devii dependent de nicotină și dacă nu ai fumat până atunci, să încerci. Ai avut chestia asta tehnologică, vai de fundul ei. Ce-ar fi să fumezi ca un bărbat adevărat? Să vezi cum îi să tragi nicotina drept în piept, Carpați, fără filtru. De asemenea, studiile au arătat că vârsta au un efect foarte mare în faptul că fumezi pentru tot restul vieții. Dacă te-ai apucat mai devreme, vei fuma pentru mai mult timp. Un studiu făcut în 2014 a arătat că 9 din 10 adulți au început să fumeze
până în vârsta de 18 ani și mai toți, 9 și ceva, au început până la vârsta de 26 de ani. Dacă până la 26 de ani nu ai început să fumezi, șansele de a te apuca sunt foarte mici, iar studiul arată că 3 din 4 adolescenți de liceu vor deveni adulți fumători dacă au început să fumeze din liceu. Și după această introducere lungă, îți pui poate în mod natural întrebarea, dacă ești un om curios, cum am ajuns aici? Dacă nici nu te hrănește, nu are calorii, nici nu te îmbogățește, nici nu îți oferă sănătate, nici nu te curăță, nu îți face nimic bine, cum am ajuns să fumăm? Și mi-a plăcut mult o glumă dintr-un film, cred că film era, unde se spunea că americanii nativi au fost omorâți de coloniști în ordinul sutelor și milioanelor acum sute de ani, dar tabacul americanilor nativi continuă să omoare lumea în ordinul miliardelor. Și acolo trebuie să mergem pentru tun, într-o seară frumoasă de vară în America de Nord. De 8.000 de ani se estimează că se cultivă tabacul în America. În urmă cu aproximativ 2.000 de ani, tabacul a început să fie folosit în uz, oamenii îl mestecau, după care au început să-l și fumeze în ritualuri religioase și evenimente. Primul european care a descoperit fumatul a fost primul european care a descoperit majoritatea lucrurilor, Cristinel Columbeanu, iar în Europa a ajuns pentru prima dată tabacul în 1531 la Santo Domingo. În doar 70 de ani, sau nici măcar 69 de ani, până în 1600, utilizarea tabacului s-a împrăștiat în toată Europa și în Marea Britanie, fiind nu doar fumat, ci și folosit ca monedă. Și doar 2 ani mai târziu, în 1602, într-un raport numit Munca curățătorilor de coșuri, care a subliniat faptul că oamenii care curăță coșurile ca profesie au probleme de sănătate, a subliniat în același timp că e posibil același efect negativ să apară și asupra oamenilor care fumează, au coș de fum integrat. 2 ani după ce fumatul a ajuns răspândit. 200 de ani mai târziu, în 1795, Samuel Thomas von Sömmering din Germania a raportat faptul că vede din ce în ce mai mulți oameni bolnavi de cancer al buzelor între fumătorii de pipe și 3 ani mai târziu, în 1798, un medic american, Benjamin Rush, a scris despre pericolul tabacului. Mai trec 120 de ani, ajungem în 1920, când se scrie primul raport medical care leagă fumatul de cancerul la plămâni. Aceste studii nu au ajuns pe piață, majoritatea ziarelor nu au vrut să printeze lucrurile care s-au aflat, pentru că industria tabacului era atât de puternică, încât editorii ziarelor nu au vrut să jignească, să ofenseze marile companii producătoare de tutun, acestea fiind și mari advertiseri în media pe vremea aceea. În anii 50 și 60 avem o suită de rapoarte medicale care confirmă faptul că tabacul este vinovat pentru o grămadă de boli periculoase, iar puterea tutunului continuă să crească până în ziua de astăzi, ca rezultat al promovării puternice și noi a tabacului și puterea politică, industrială a magnaților în tabac, aceștia stând pe o avere considerabilă și o putere politică strânsă. Prima, mașinile producătoare de țigări au fost inventate și dezvoltate undeva pe la mijlocul anilor 1800. Acestea produceau undeva la 200 de țigări pe minut, în timp ce mașinile din ziua de astăzi pot să producă până la 10.000 de țigări pe minut, nu 200. Astfel produse în masă, ieftine, tocate, nu trebuie să pui în folie cea mai frumoasă frunză, pentru că e tocată, nu vede nimeni cum arată, au mâncat-o gândacii, viermii, nu contează. Arunci o grămadă de bani în reclamă și uite industria cum crește. În mod ciudat, în timpul războaielor mondiale, fumatul a crescut dintr-un motiv ridicol. Țările au considerat că trebuie să ofere tutun gratis soldaților pentru a le ridica moralul, iar moralul a fost ridicat împreună cu fumatul. Până în 2020 vorbeam că se va ajunge la 10 milioane, s-a ajuns la 9 milioane. Din nefericire, acei 9 milioane de oameni care au murit au fost în proporție 70% din țările mai puțin dezvoltate, printre care ne numărăm și noi. Fumatul, în ultimii 50 de ani, a început să fie ceva mai puțin popular, pentru că oamenii au aflat mai ușor și mai rapid efectele negative ale fumatului activ și pasiv. În ciuda acestui fapt, fumătorii au continuat să crească în numere. S-a aflat de asemenea că industria tabacului a depus eforturi mari pentru a păcăli oamenii când vine vorba de efectele pozitive ale sănătății și încercarea de a manipula opinia publică
pentru interesul de termen scurt de a face foarte mulți bani. Pe vremuri existau reclame în care 7 din 10 medici recomandă acest pachet de țigări ca pasta de dinți astăzi. În ultimii 50 de ani avem și procese civile împotriva companiilor producătoare și în timp ce spun aceste lucruri e posibil să te gândești, voi totuși eu văd în jurul meu că fumează mai puțini oameni. Ai dreptate. Fumatul a scăzut destul de mult în Europa și în America de Nord. Companiile producătoare de tutun și-au mutat area de interes înspre țările mai puțin bogate. Asia, Africa, lumea arabă, America Latină, fostul bloc sovietic și lumea sovietică din ziua de astăzi, desigur, sunt țintele mari ale companiilor producătoare de tutun. Aceste țări sunt mai slabe și din punct de vedere politic, au reguli mai mici și mai puține, poate impozite mai mici, accize mai mici pe tutun și au permis avansul fumatului. Ramon Pane, un călugăr care l-a acompaniat pe Cristinel Columbeanu în Americi, primește creditul pentru introducerea tabacului în Europa, nu Cristinel, un călugăr. Iar în America antică, tabacul era mestecat, băut în ceai, inhalat ca și pudră, consumat ca și jeleu, dar desigur fumatul era cea mai populară formă de ingerare. De asemenea, pentru efecte puternice halucinogene, puteai să faci o clismă. Cum făceau ei acest lucru acum 3-4 mii de ani? Nu mă întreba. Mai mult de atât, în Evul Mediu se credea că fumatul de tutun are efecte pozitive asupra sănătății, putând să vindece sifilisul. Iar beneficiile asupra sănătății ale tutunului se bazează pe un text scris de Galen, undeva în anii 150 era noastră, care spunea că în corpul nostru avem o compoziție din 4 elemente, fierbinte, rece, cald și uscat. Fumatul era văzut ca forma căldurii, care urma să usuce corpul și să ofere o virilitate masculină. Era și lucru exclusivist, se știa că din America a venit pe calea religioasă a descoperirii de sine. Inițial doar șamanii în ritualuri religioase aveau voie să utilizeze tutunul. Ajuns în America, dar și în Europa, secolul al XVI-lea, fumul sfânt de la tabac era văzut ca un medic sau măcar preot care elimină spiritele rele. Și nici măcar termenul de fumat nu a apărut odată cu tutunul. Acesta a apărut în secolul al XVII-lea. Până atunci, fumatul era văzut ca beție uscată. În Asia și India, tabacul a ajuns pe calea europenilor, undeva în secolul al XVII-lea. Aici se mai puneau și alte frunze și mirodenii, urmând să fie fumat printr-o pipă cu apă, cuca, narghilea. De ce făceau acest lucru? Pentru că voiau să răcească fumul care intra în om, astfel în climatul cald al Indiei sau al lumii arabe, era relaxant fumul rece care intră în om pentru că te răcorea. Multă lume nu știe, inclusiv diabeticii, faptul că adesea în tabac se adaugă sau se adăuga cacao și zahăr, în unele țigări se adaugă și uree pentru aromă, totuși fumatul nu a fost văzut cu ochii buni întotdeauna de toată lumea. Împăratul Shenzhen în China a spus oamenilor de rând că dacă fumează o să fie pedepsiți ca un trădător de rând. În 1634, patriarhul Moscovei i-a amenințat pe bărbații și femeile care fumează că dacă îi prinde le va tăia nările și le va smulge pielea de pe spate. Iar Ben Jonson, artistul renascentist, a spus că fumatul este pârțul diavolului. Totuși, mitologia vine în ajutor. Un mit vechi indian spune că o femeie a fost trimisă de către Marele Spirit pentru a salva umanitatea din fața starvării. Acolo unde și-a pus mâna dreaptă și a atins pământul, au început să crească, desigur, cartofi. Sub mâna stângă a început să crească porumbul și după ce a făcut pământul fertil, s-a odihnit, iar tabacul a început să crească unde și-a așezat dosul. Se pare că femeile au fost folosite din totdeauna pentru promovarea tabacului, lucru care în lumea modernă nu a apărut decât în 1920. Deci, până atunci, tabacul era văzut ca un lucru masculin de făcut, dar advertiserii, văzând că au ajuns la limita publicului țintă a bărbaților, au spus, măi, avem încă o jumătate de populație care nu fumează, femeile. Și au transformat tutunul în torța libertății, un simbol al egalității și rebeliunii al feminismului. Se estimează că anual în America, pentru că acolo a avut loc campania, mor peste 200.000 de femei din cauza tutunului. Bravo vouă, companiilor producătoare de tutun. În același timp, aztecii au crezut că tabacul este reîncarnarea zeiței Chihuahuatl, al cărei corp era compus în totalitate din tabac, iar tabacul era văzut ca un simbol al divinității. Lucru care a fost știut în
Europa, iar Pierre de Lancre, un magistrat francez educat și demonologist, a spus că fumatul este legat direct de activitatea vrăjitorească, aceasta legând europencele de lumea diabolică din America de Nord a indienilor. Pentru unii demonologi și vânători de vrăjitoare, fumatul era un semn clar de vrăjitorie, o încălcare a sacramentului creștin și te puteai trezi omorât din cauza fumatului. Studiile recente arată cifre interesante. În țările civilizate din anii 70, fumatul s-a înjumătățit, din nefericire s-a dublat în țările mai puțin bogate. Ironic, în timp ce pipa și țigara sunt văzute ca și simboluri falice, fumate uneori în context, partea ironică este că duce la impotență. Dacă un bebe ies să apară și mama continuă să fumeze în timp ce este gravidă, la naștere bebele va avea o greutate mai mică și va avea probleme de sănătate și va fi mai agresiv. De asemenea, există o legătură între fumat și cancerul cervical, lucru care, conform unui studiu britanic, a arătat că femeile în proporție de 99% nu îl știau. Se estimează că undeva la 5,5 trilioane de țigări sunt produse global anual, accizele fac producția de tutun încântătoare pentru guverne, iar tutunul, țigările, sunt cele mai comune bunuri de schimb utilizate chiar și de oameni pentru negoț. Iar venitul industriei de tabac anual sunt undeva la 500 de miliarde de euro pe an. Ca o comparație, industria cinematografică are undeva la 40 de miliarde. Medicii spun că cea mai prevenibilă cauză de moarte din lumea occidentală este fumatul de tutun, dacă o tai salvezi vieți. Se estimează că fiecare țigară pe care o fumezi îți tai aproximativ 5 minute din viață, aproximativ cât ți-a luat să o fumezi, și dacă ai stat nefăcând nimic în timp ce ai fumat-o, ai mai pierdut 5 minute. Și există efecte pozitive ale renunțatului la fumat imediat. La 20 de minute după ce ai renunțat să mai fumezi, presiunea arterială în mijlocul fumatului revine la normal și într-un singur an șansa de a avea un atac de cord se reduce cu 50%. Ați văzut cu siguranță reclama la Marlboro, cu bărbații Marlboro așa erau numiți. Doi din bărbații Marlboro au murit de cancer de plămâni. Și chiar dacă nu fumezi tu, dar ești în preajma celor care fumează, trebuie să știi că 10% din cei care mor din cauza tutunului nu au fumat, dar au fost în preajma celor care fumau și au inhalat fumul lor. Cuvântul nicotină are o origine interesantă. Jean Nicot, ambasadorul francez din Portugalia, a adus tabacul și fumatul în Franța în secolul al XVI-lea pe post de medicament. Henry Ford și Thomas Edison urau fumatul, ei au fost și prieteni buni. Îl numeau sclavul alb, micul sclav alb, și refuzau să angajeze o persoană care fuma la ei în fabrică. În filme, fumatul e posibil să fie ajuns indirect, nu pentru că era acolo, ci pentru că în filme se utilizează fumul pentru ambianță. Astfel, dacă fumai, creai o ambianță, un haze interesant, căutați pe Google, este o chestie reală. Într-o scenă mai bine filmată decât alta, există un fel de ceață ușoară pentru a reduce din duritatea imaginii. La duritatea imaginii au adăugat soldații care au primit țigări gratis în timpul războaielor, aceștia fiind văzuți ca și soldați, bărbați puternici, au întărit imaginea de macho a tutunului. Ba mai mult de atât, un antropolog francez spune că fumatul social are o rădăcină foarte puternică și există un motiv pentru care funcționează. Oamenii care fumează împreună creează legături sociale, întărește relațiile personale și poate să funcționeze ca un inițiator al unei relații sociale. Nicotina lui Jean Nicot este lucru care te atrage înapoi la fumat, elementul care creează dependența din tutun. Atât nicotina cât și alte chimicale din fumul tabacului sunt absorbite ușor în sânge prin plămâni și de acolo nicotina ajunge rapid în tot restul corpului. Dacă intră puțină nicotină în corp, aceasta poate să producă un efect pozitiv și îți poate distrage mintea de la sentimentele negative. Lucru care îl face pe consumatorul de nicotină să vrea mai multă nicotină, care îl distrage, îl relaxează. Îți afectează chimia din creier și sistemul central nervos, îți afectează starea de spirit și funcționează la fel ca oricare alt medicament sau oricare alt drog care duce la dependență, inundându-ți creierul cu un hormon al fericirii numit dopamină. Îți oferă și puțină adrenalină, nu multă, dar îți crește suficient ritmul cardiac și presiunea arterială cât să te simți mai interesant. În timp ce ajunge în câteva secunde la creier după primul puf, își pierde efectul în câteva minute. Începi să te simți iritabil, nervos și până ajungi la punctul de a renunța la tutun, ești din ce în ce mai iritabil de-a lungul timpului. Lucru care e posibil să te facă, să aprinzi
o nouă țigară. Dacă ai ajuns în acest punct, ești utilizatorul care creează tabacul pentru a elimina efectul neplăcut al tabacului și ai intrat într-un cerc vicios. Dacă nu fumezi din nou, simptomele de renunțare devin din ce în ce mai neplăcute și nu vrei să fii într-o stare neplăcută. Prima țigară îți oferă un efect mediu de simțit bine, după care te trage mai în jos decât erai înainte să fumezi. Lucru care, după ce ai fumat, îți oferă o doză și mai mare de fericire ducându-te înapoi. E același sentiment ca după ce îți dispare o durere de dinte. Nu-ți dai seama cât de bine te simțeai fără durere decât după ce ai avut durere. Din nefericire, pe măsură ce corpul tău se obișnuiește cu nicotina, vei crește cantitatea de tabac pe care o consumi pentru a te simți la fel de bine, vei introduce mai multă nicotină în corp și vei mai avea nevoie de tot mai mult tabac pentru a ajunge la același efect, pentru că vei dezvolta toleranță la nicotină. Pentru a te simți confortabil aici, va trebui să introduci tot mai mult. Dacă vrei să renunți, ajungi la simptomele retragerii, iratabilitate, nervozitate, dureri de cap, probleme cu somnul, probleme cu greutatea, iar adevăratul semn al dependenței apare atunci când, deși știi că fumatul îți face rău, îți afectează viața, sănătatea și familia în moduri, desigur, rele, nu poți să mai renunți. În realitate, majoritatea oamenilor vor să renunțe din cei pe care vezi că fumează. Iar nicotina într-o singură țigară este între 1 și 2 mg. Depinde foarte mult cât intră la tine în corp, de cât de mult fumezi. O ții mereu în gură și tragi fiecare fum sau tragi un fum și cam asta e tot. Undeva la 2 din 3 fumători spun că vor să renunțe și încearcă să renunțe la fumat de-a lungul unui an, puțin reușesc. Și asta nu pentru că ești doar fizic dependent de nicotină, ci există și dependență puternică psihologică. Îți afectează comportamentul, emoțiile, starea de spirit și dacă folosești nicotina pentru a face față sentimentelor și emoțiilor neplăcute din viața de zi cu zi, devine o problemă foarte mare la renunțat. Dacă ai mai legat și de activități sociale, ai încă o problemă, astfel că este un obicei la care îți e tare greu să renunți, iar un studiu din 2012 a arătat că doar 8% din fumători sunt capabili să renunțe la fumat, în timp ce 40% din studiu au reușit să renunțe la cocaină și aproape 20% la băut. Desigur, nicotina nu este doar în țigări, este și în alte produse cu tabac. Dacă fumezi trabucuri, fumul intră doar în gură, nu ajunge și în plămâni, astfel nicotina nu mai ajunge în sânge. Fals! Este absorbită oricum prin pereții interiori ai gurii. Mult mai încet ajunge nicotina în corp și într-un trabuc mare ai putea să îți dai seama, evident că este mult mai multă nicotină, undeva la 9-10 mg, însă tot 1-2 mg dintr-un trabuc întreg pe care îl fumezi o jumătate de oră intră în corp efectiv. Există unele trabucuri mari care au și 440 de miligrame de nicotină. Deci raza e mare, de la 10 până la 400. Iar cât de multă nicotină intră în corp depinde de cât de multe pafuri treci, dacă inhalezi din fum și pentru cât timp ții trabucul acela în gură efectiv. La început am spus că se și brizează tutunul, da, se face și acest lucru în continuare. Ingestia de nicotină este mult mai mare, 20-30 de miligrame, la fel și dacă mesteci tutunul între 3 și 40 de miligrame de nicotină. Totuși, corpul are o limită la absorpția de nicotină și indiferent de forma pe care o alegi, că-l mesteci sau că-l fumezi, tot cam atât de multă nicotină intră în sânge. Există nicotină și în substanțele care nu ard, sunt doar încălzite, cum ar fi chestiile acele electronice în care îți bagi țigara specială, doar încălzește atât cât se elibereze nicotina, nu și unele din celelalte elemente negative. Tabacul este încălzit la o temperatură mai joasă decât la țigările care trebuie să fie aprinse, iar aerosolul creat este inhalat de tine. Există de asemenea tabac pe care poți dizolva în apă, gumițe, pastiluțe care pot să fie prezentate sau împachetate la fel ca dulciurile. Există de asemenea geluri pe care le poți da pe corp, un fel de cremă cu nicotină și desigur există și în e-țigări, în produsele de vapat, iar nivelul de nicotină nu este la fel în toate produsele pe care le cumperi. Unele e posibil să nici nu scrie cât de multă nicotină au, totuși în mod obișnuit există mai multă nicotină pe fum decât în țigările clasice. Din această cauză e posibil să creeze dependență și mai mare, unii copii nevăzând o problemă atât de mare în faptul că nu se aprinde efectiv tutunul, ci este un dispozitiv, au ajuns dependenți mai rău decât dacă ar fi fumat țigări. Există chiar și branduri care spun că nu au nicotină și s-a descoperit că aveau oricum nicotină, astfel răul mai mic e posibil să fie răul mai mare. Acum, în caz că te-ai convins singur să renunți la tutun, trebuie să știi că, în funcție de perioada pe care ai petrecut-o cu acest mic diavol în mână, îți va fi mai ușor sau mai greu. Simptomele pot să fie tare inconfortabile, apar de obicei în câteva ore, punctul cel mai grav e în ziua a doua sau a treia, atunci când majoritatea nicotinei și a rezidului
a ieșit din corp. Simptomele pot să dureze câteva zile sau câteva săptămâni, dar acestea sunt din ce în ce mai ușor de suportat cu fiecare zi nouă. Poți să simți depresie, amețeală, frustrare, furie, lipsă de răbdare, probleme cu concentrarea, probleme cu somnul, adormitul și statul dormit, coșmaruri, anxietate, iratibilitate, plictiseală, nu mai știi ce să faci cu mâinile tale pentru că lipsește prietenul tău dintre ele, e posibil să crești în greutate pentru că mâinile se ocupă cu altceva, îți crește pofta de mâncare, e posibil să fii constipat, să ai gaze, e posibil să te doară pieptul, ironic, e posibil să tușești, să te doară gâtul, să îți curgă nasul, să ai gura uscată. Părinții mei au renunțat la fumat, la maică mea a durat cel mai mult, ea fuma și mai puțin, doar jumătate de pachet, un pachet pe zi. Aia a fost mai greu, a renunțat de câteva ori. Taică meu cred că fuma două pachete minim pe zi și când s-a lăsat a tușit negru, din ce spunea el, fuma mult, abar n-am de ce mult, dar a renunțat primul. Se poate și viața este mai chill și cool după. Dacă te gândești la costul efectiv al tutunului pe 20 de ani, poți să-ți iei o casă cu banii aia. Poți să iei o mașină belea rău de banii aceia. Dacă nu fumezi astăzi, fă un exercițiu, pune deoparte în fiecare lună 500 de lei, ca și cum ai fuma și nu te uita la banii aceia. Eu recomand, nu recomand nicio acțiune sau altceva, uitați-vă bine stânga și în dreapta pe ce, nu cripto, măcar etic, dacă nu altceva, nu cripto. Vă mulțumesc pentru atenție, spuneți în secțiunea de comentarii dacă fumați, de când fumați și de ce fumați, spuneți-mi de asemenea dacă ați renunțat la fumat. Nu am avut nicio secundă intenția de a face acest episod ca un ajutor, dar dacă în timp l-ați văzut, vă uitați deja a doua oară sau ați venit după vreo 3-4 luni să lăsați un comentariu în acest episod și se pare că am ajutat, ar fi foarte tare să scrieți. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care donează pe Revolut, sunteți foarte, foarte tari. Nu uitați de share, like și abonare, clopoțelul de notificare, este Alex Cosma, nu fumați și atenție, cadmeri.